Doamnelor și domnilor, urmează știrile din sport prezentate de colegul meu Mihai Burciu. Bună seara, Mihai! Bună seara, Lucia! Este mai puțin până la marele derby de Moldova dintre Zimbru și Șerif. Ce ne poți spune despre pregătirile echipei din Capitală? Unde am înțeles că a fost prezentă și echipa de filmare a postului nostru? Sigur, ai înțeles foarte bine. Colegii noștri i-au surprins pe jucătorii Zimbru, chiar la stadionul Zimbru, atât în sala de sport, cât și la antrenamentul, la sesiunea dinaintea acestui mare meci pentru fotbalul din Republica Moldova. Zimbru cu șeriful nou episod între aceste două formații multiple campioane naționale. Jucătorii și staful tehnic al Galben-Verzilor sunt gata de acest derby, deși Zimbru nu mai păstrează șanse să câștige campionatul în acest sezon o au cei de la șerif în continuare această șansă, astfel încât duminică se așteaptă un meci cu adevărat încins la stadionul Zimbru. Vom mai discuta astăzi și despre echipa națională de fete a Republicii Moldova, care a reușit o victorie spectaculoasă pentru palmaresul său, mai ales că a fost un meci oficial. Și vom trece în revistă și un nou rezultat al Naționalei Republicii Moldova la tenis masculin. Toate imediat. Bine v-am găsit! Fotbalul moldovenesc își desfășoară în acest weekend un nou episod al derbiului național între Zimbru Chișinău și Șerif Tiraspol. Galben-verzii se pregătesc intens pentru El Clasico de Moldova. Etapa cu numărul 27 din Divizia Națională pregătește și cel mai așteptat meci al fotbalului autohton, derbiul dintre Zimbru și Șerif. Din cauza timpului nefavorabil, jucătorii chișinăuieni s-au antrenat astăzi în sala de forță. Fotbaliștii antrenați de Ștefan Stoica s-au declarat extrem de motivați înainte de duelul cu un adversar principal. Ne așteaptă un meci greu, un meci foarte important pentru noi. Așa doar cu gândul doar la victorie, pentru a lua trei puncte, că e un meci principal cu toate că am dezamăgit la Zarea, unde am practicat un joc foarte, foarte prost, ați văzut cum mil mi s-a putut, am câștigat și am făcut un joc chiar bun. Așa se poate și cu Șerif, să, să facem un joc cât mai bun și să câștigăm. Șerif se bate la titlu, noi însă vom ieși cu ei să doar la victorie, indiferent de poziția în clasament care este acum între noi și cred că toți băieții, împreună și fanii, toți care vor veni la meci, vor să țin echipa și să facem un meci bun. Cu siguranță o să apară jucători tineri în meciul de duminică, însă cred că tinerețea lor și entuziasmul să facă ca Zimbru, de ce nu, să facă un joc foarte bun și să câștige punct sau punct. Derbiul Moldovei dintre Zimbru și Șerif se va disputa duminică cu începere de la ora 17 pe stadionul Zimbru din capitală. Naționala feminină de fotbal a Moldovei a început în forță primul tur preliminar al campionatului mondial din 2019, jucătoarele antrenate de Arina Stețenco au surclasat reprezentativa similară din Andorra partida a început furibund pentru jucătoarele noastre care au deschis scorul deja în minutul 9. Claudia Chiper a profitat din plin de o hazardată a portarului advers și a înscris al șaselea gol pentru prima reprezentativă fiind cea mai bună marcatoare a momentului. Fetele antrenate de Alina Stețenco nu au slăbit turațele motoarelor și Cristina Cerescu a dublat avantajul cu execuție superbă. Până la pauză, tabela indica scorul de 3 la 0. Cerescu a fost faultată în careu, iar arbitrul a dictat penaltii. Natalia Munteanu a transformat cu sânge rece lovitura de la 11 metri. În partea secunda a confruntării, jucătoarele noastre nu au mai forțat și s-au limitat să înscrie un singur gol. Nadejda Colesnicencu a pus capăt umilinței adversarelor cu un șut în forță din apropierea careului. Pentru naționala feminină a Moldovei, aceasta este cea mai categorică victorie din istorie. În următorul meci, liderul grupei C preliminare va întâlni pe 8 aprilie selecționata similară a Lituaniei. Craiova lui Nicolae Calance a schimbat liderul din play ul Ligii 1. Oltenia a vins pe viitorul la limită, iar de acest lucru a profitat FCSB, care a surclasat Astra Giurgiu și a făcut rocadă în clasament cu echipa lui Gheorghe Hage. Cu Nicolae Calanci în a întrebat CS Craiova i-a administrat lui viitorul o înfrângere la limită care a făcut ca echipa lui Gheorghe Hagi să piardă poziția de lider în clasament. Oltenii nu cunoșteau succesul în play-off după trei meciuri, așa că au fost extrem de motivați în deplasarea de la Constanța. Deși gazdele au avut cele mai periculoase ocazii, având și o bară în repriză secundă, Mateiu de la Oaspeți a dat lovitura decisivă în prelungiri. Grație acestei victorii, Craiova a depășit-o pe Dinamo în clasament. De eșecul viitorului a profitat din plin în FCSB care s-a distrat pe teren propriu cu Astra scor 3 la 0. Eroul partidei a fost chiar fostul atacant al Giurgiuvienilor, Alibec, care a înscris o dublă. Mai întâi acesta a deschis scorul după ce a transformat o lovitură de la 11 metri, iar în minutul 27 a dublat avantajul echipei sale după ce a scăpat singur cu portarul advers. Scorul final de 3 la 0 a fost stabilit încă în prima repriză. Același Alibec a pasat decisiv la reușita lui Tenase nu reușește să centreze. Scoate pentru același Ali Beck, O pasă formidabilă! În urma acestei victorii, echipa lui Laurențiu Regecamp este nou lider în play-off-ul Ligii 1, fiind la egalitate de puncte cu viitorul, însă al albaștri au un gol averaj mai bun. În etapa viitoare, FCSB are o deplasare dificilă la echipa lui Nicolae Calancea Craiova, iar viitorul va juca pe terenul celei de-a treia clasate, CFR Cluj. Echipa Națională de Hockey pe gheața a României a cedat surprinzător cu scorul de 0 la 2 în fața reprezentativei similare a Islandei. Partida s-a jucat în cea de-a treia etapă a Campionatului Mondial, grupa valorică a doua care se desfășoară la Galați. Golurile insularilor au fost marcate de Elvar Olsafson și Aron Knutson. România a cedat neașteptat, deși a dominat meciul având de două ori mai multe șuturi la poartă decât Nordicii, 41 față de 21. Această înfrângere plasează România pe locul secund în clasament cu 6 puncte acumulate, cu două mai puțin decât Australia, care este lider. Tricolorii au ca obiectiv calificarea în eșalonul valoric superior, dar pentru asta echipa antrenată de Martin Lacroix este obligată să învingă în această seară selecționata Australiei. Jucătorii naționali de tenis a Moldovei au cules primele roade în noul sezon al Cupei Davis. Tricolorii au câștigat la limită partida susținută astăzi în fața Maltei. Selecționata de tenis masculin a Republicii Moldova a reușit prima victorie în cadrul Grupei B a zonei a treia europene din Cupa Davis. Tricolorii basarabeni s-au impus la limită, scor 2-1 în fața Maltei, după ce în prima zi a competiției găzduite de Bulgaria, moldovenii au pierdut cu 2-1 partida contra Islandei. În duelul cu Maltezii au punctat Maxim Bulat, care l-a învins cu 6-0, 6-4 pe Denzil Agius și cuplul Andrei Ciumac-Dumitru Bascov, care au învins cu un dublu de 6-1 perechea Matthew Asciac-Omar Sudzuka Întâlnirea dintre Andrei Șoltoianu și Matthew Asciac s-a terminat cu victoria Maltezului cu scorul de 6 la 1, 6 la 1. În următorul meci, Moldova va întâlni echipa Macedoniei. Natalia Priscepa a fost la un pas să obțină medalia de bronz la campionatul european din Croația. Halterofila moldoveană s-a clasat pe locul 4 în suma celor două exerciții la categoria de 75 de kilograme. Priscepa a început modest la proba Smuls, unde a totalizat doar 98 de kilograme, iar la proba aruncat a reușit 120 de kilograme. În suma celor două exerciții, halterofila noastră a totalizat 218 kilograme și a ratat medalia de bronz în favoarea armenei Sona Pogosian, care a acumulat 227 de kilograme. România a ajuns la un bilanț de 17 medalii la campionatul european de la Split, 6 de aur, 4 de argint și 7 de bronz, în timp ce Republica Moldova are la activ 3 medalii. Una de aur și două de bronz, toate obținute de Iurie Dudoglo. Acestea au fost știrile din lumea sportului din această seară. Să aveți un weekend frumos. La revedere! Mulțumesc, Mihai,